Ne-am trezit, ne-am pregătit și vrem să mergem până în oraș. Disguise. I come around with the perfect alibi. Midnight pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. Am luat aici niște paste care mi-au părut așa interesante. E așa în formă de frunză și mi-a plăcut foarte mult. Aici jos sunt întorși. Neața, ne-am trezit, ne-am pregătit și vrem să mergem până în oraș și fiecare cu vlogul lui, eu cu vlogul meu, Octi cu vlogul lui. Tati cred că a băgat-o deja pe Ștefi în mașină, așa? Și am plecat până la oraș, mergem până la tati la service. Vreau să mergem până la Coresi. Salut! Ce faci? Ei cu lăpticul ei. Și am plecat la oraș. Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise, I come around with the perfect alibi. Midnight pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. Bună! Unde-i fost? Bună, puiul! Unde-i fost? Ai fost la Pepco? Da! Bravo, puiul meu! Hai! Am venit un pic în parc să se joace un pic copii aici. Wow, ce frumos cântă! Ia să vadă, mami, cum cânti? Și la asta, puiul. Bravo, mami, bravo! Cum cânti acolo, fain! Așa de cald și fain afară. Nu m-am uitat pe meteo câte grade sunt, dar e fain afară, e cald. Ține-te bine, să te dau tare, da? Așa! Să ce tare se dă Octin. Păi tare, face avânt, așa fain. Te dai tare, tare? Și-ți place? Stai bine, mami? Bine. Îi prindem? Nu stau! Prinde-l! Nu stă, iubita mea! Ăștia fug! Păi știu, dar nu stau, mami! Mai tare!
Intrăm rapid până la Carrefour și după aia mergem la tati la service. Mai intrăm să luăm ceva de mâncare și ceva apă și după plecăm. Am ajuns și la tati la service. Am venit că trebuie să lase niște acte la birou. Am venit cu el, dacă tot eram în oraș, să lase și actele. Haide! Haide, puișor! Da, mulțumesc! Ah, ce răcoare și fain aici! Chiar fain! Ne-am uitat în mașină și erau 30 de grade afară. Arăta la mașină. E super cald. Mm-hmm. Mergem acasă? Da! Haide, da! Hai să mergem să popăm, că ne-am plimbat toată ziua și ne e foame. Ne-am oprit la spălătorie să spele tata un pic mașina și le-am luat aici copilașilor un suc. Mi-am luat și o ciocolată caldă, dar e cam plină, sper să nu fie apuchioară. Ce-i, mami? Ți-am luat suculeț, gata, da? Las că din ăla avem în mașină. Ai obosit astăzi, mami? Ai obosit, am stat ceva prin oraș. Am mai avut câteva chestii de rezolvat. Nu e chiar seară, dar am stat ceva. E bun? Am stat încă de 2 ore. Am stat mai mult. Da? 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 Ce ia, ce are? Hai că te descurci. Avea nevoie de o spălare, că era cam murdară, ce-i drept. N-am mai spălat-o de mult. Acasă, am mâncat și am dat o fugă până la Penny să fac ceva cumpărături și vreau să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Nici nu le-am scos din pungă, le-am lăsat aici înăuntru, am zis că scot așa câte una. Am aici o caserolă de roșiuțe Sherry, care nu mai vrea să fie închisă. Aici am luat pentru PC mâncare, am luat 2 conserve din astea. Am luat aici o salată. Vreau să fac diseară să mănânc o salată, că mi-e tare, tare poftă. Aici am luat, cred că, 1,5 kg de ceapă albă. Am luat o mozzarella. 1 kg de lapte. Aici am mai luat 2 din astea de icre, dar nu știu de ce nu-mi focusează telefonul ăsta. Am luat 2 de icre. Aici am luat niște ridichii așa de faine. Foarte fain arată. Sper să aibă și gust de ridichii. Și am luat aici 2 cepe așa mai mititele. Iar aici am luat niște paste care mi-au părut interesante și poate le mănâncă copiii mai bine, că au așa un aspect fain. Sunt paste făinoase din griji de grâu dur cu legume. Am luat aici 2 din astea de popcorn care se fac la cuptorul cu microunde. Aici am luat rezerve pentru vasul de toaletă. Aici e cea de-a 2-a conservă pentru PC. Aici am luat ceva geleuri pentru copilaș. Am luat o țiplă de prosciutto din asta. Un salam Sinaia. Aici am luat o pizza, poate o bag diseară la cuptor pentru copii. Și am mai luat aici o bere Ciucradler cu 0% alcool, cu zmeură și lămâie, care e atât de faină. Deodată mai beau și eu așa să mă rocoresc câte una din asta, dar e foarte faină și dacă o ții la rece e foarte răcoritoare. Și mai am aici o brânză de vaci de la Delaco, care e tare, tare faină. Și cam atât am cumpărat eu de la Penny. Vreau să vă arăt și ce am cumpărat de la Pepco. Ne-am cumpărat foarte multe chestii, în special am mers să caut o cană, dar vă explic imediat ce și cum. Haideți să bagă stea la loc și după vă arăt și ce am cumpărat de la Pepco. De la Pepco vreau să vă spun că m-am dus să cumpăr o cană.
A intrat în colecția nouă de la Pepco și nu am găsit-o. Am fost la 3 magazine Pepco și nu am găsit și mi-a părut atât de rău. Am să vă las pe ecran afișată poza cu ce căniță îmi doream eu de la Pepco, dar din păcate nu am găsit. M-aș fi bucurat tare, tare mult să găsesc, dar nu am găsit. Am găsit, în schimb, alte chestii. I-am cumpărat aici lui Octavian un penar. El mai are un penar, i-am cumpărat unul și i-am mai luat unul să aibă de rezervă oarecum. Pentru că cel pe care l-am luat nu îmi plăcea neapărat în mod deosebit. Și am luat așa, are aici un compartiment, aici unde poate să-și pună 2-3 creioane și aici poate să le pună pe toate așa grămadă. Așa le-a și cerut la școală, nu compartimentat așa pe 3 nivele cum i-am luat eu. Pentru că a spus doamna că e mult mai simplu să-și găsească aici câte un creionel. Asta a fost 21 de lei. I-am luat aici un tricou alb, ăsta l-am cumpărat din Carrefour, i-am luat așa pentru 7-8 ani. La școală le-a cerut ca și uniformă tricou alb și cu pantalon de blugi, așa că i-am mai luat un tricou, el mai are vreo 4-5 tricouri de genul, dar l-am văzut acolo și am zis să mai iau totuși unul. Era și destul de ieftin, era 29 de lei a fost ăsta, sper să fie ok, să nu se strice așa rapid, așa pare că este ok. Acum vedem noi pe parcurs. I-am mai luat aici o pereche de blugi lui Octavian, care sunt foarte, foarte faine, au aici așa la genunchi, ca un petec, ceva, aici jos sunt întorși. I-am luat mărimea 122 și au fost 38 de lei, sunt foarte fain și au materialul fain, așa, de blug, mă rog, e ok pentru el. Am mai luat aici o chestie din asta, nu știu, e tavă decorativă, nu știu cum să o numesc. E așa în formă de frunză și mi-a plăcut foarte mult. Nu știu exact unde să o pun pentru că n-am idee, dar mi-a plăcut așa cum arată și am zis să o iau. Asta a fost 10 lei. Nu știu, mă gândesc să o pun în bucătărie, să pun oare detergentul de vase pe ea sau nu știu, mă rog, o să văd eu. Mă gândesc unde să o pun și o să o pun eu undeva. Îi găsesc clar un loc unde să o pun, nu rămâne ea nepusă pe nicăieri. Și mai am aici un măr, care e fain, îmi place, o să-l pun și ăsta pe undeva, pe la bucătărie, cred eu. Mi-ar fi plăcut să găsesc mai multe chestii din astea așa ca de toamnă, dar nu au găsit. Nu știu de ce bag așa de puține chestii la Pepco, tot mereu se epuizează stocul, când te duci să cauți ceva, niciodată nu găsești. Am mai luat aici un set de prinzătoare pentru Ștefania, care au fost 5 lei și mai am aici ceva care s-a desfăcut între timp. Am luat un set de lumânărele din astea mici, mini candele, care miros așa de fain, miros a piersica ceva. Sunt așa două bucăți, astea au fost 5 lei și astea vreau să le pun tot undeva pe la bucătărie, dar văd, eu mă organizez și le pun pe undeva. Foarte, foarte fain miros. Sunt așa mitite, nu știu că vă dați seama cât sunt de mici, dar sunt drăguțe, ca și candele, așa, și că au 37 de grame, nu știu ce înseamnă asta, dar mă rog, sunt destul de micuțe. 32 de lei au fost toate chestiile, plus tricou pe care l-am cumpărat de la Carrefour. Și cam asta e tot ce am cumpărat eu de la Pepco. Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise, I come around with the perfect alibi. Midnight, pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. Salutare și pentru ziua de astăzi. Astăzi este duminică, am fost, am băut o cafea la sora mea cu iubi și acum vreau să mă duc în casă să fac ceva de mâncare. Se joacă fotbal pe aici. Noi am rămas acasă singurei, tati s-a dus cu Ștefi până la magazin și eu mi-am scos de dimineață o bucată de carne și vreau să mă duc să fac ceva de mâncare. Și cam atât deocamdată, nu vreau să facem foarte multe chestii astăzi pentru că suntem obosiți, vrem să ne odihnim așa un pic. Așa, mami? Da. Așa că mare lucru nu vom face. Ne mai jucăm pe afară, e foarte cald, e fain. Cred că sunt vreo 30 de grade. Adio un pic vântul, dar
E un vânt din ăla cald, așa fain, numai fain să stai undeva pe șezlong cu un frape, ceva. Stai acolo fain la soare. Văd eu ce fac mai târziu, deocamdată mă duc să fac ceva de mâncare și după mai văd eu ce mai fac. Vreau să mă apuc să fac aici câteva chiftele. Am aici, cred că, jumătate de kilogram de carne de porc. Am scos-o de dimineață de la dezghețat și vreau să fac niște chiftele. Mi-am curățat aici câteva legume. Usturoi nu am foarte mult pentru că am avut din ăla mic și m-am chinuit să-l curăț și m-am enervat. Am curățat câteva bucățele acolo, dar ajung, mă rog. Le dau pe răzitoare și mă pun să le prăjesc. Am pus-o pe ștefi la somn și acum pot să stau liniștită să termin cu piftelele și după cel mai probabil ieșim afară în curte. Cald, așa că profităm de vreme cât mai avem ocazie. Celina mea, îți place tu. Toată ziua stai și doarme, n-are niciun stres. Ma! Aproape gol. I-am dat drumul lui Linda și așa fericită fuge în toată curtea. Hai până cu stiu. Ce-i place? Hai tu la mine, hai! Ce-ai prins jos acolo? Mamă, dar cum a prins din aia de la... Am prins din aia de la pasăre ceva. Ce-i, hai, Linda! Hai, Linduța, la locul tău! Hai, Ștefi pleacă direct la școală. M-a pus să-i pun ghiozdanul în spate, că ea merge la școală. Linda și Jessie, vezi? A luat o trântă. A fugit Linda pe lângă ei și a luat o trântă în genunchi, drăguțul. Așa va fi. Dar nu te-ai lovit, nu? Linda, da. Nu ne mușcă, mami. Nu ne mușcă. Pe pisile, vezi? L-ai plimbat în mașinuță? Da. Și-a stat? Nu. L-ai mai blând, așa e mai fain, e motonel și așa de cuminte. Și stătea așa fain. Și-a pus-o pe pisi acolo jos și stă, n-are niciun stres, a întins acolo. Am pregătit și masa din această seară pentru noi. Am făcut aici
pentru mine și pentru iubire o salată super fresh, chiar mi era poftă. De ieri am vrut să-mi fac o salată și nu am apucat, așa că am făcut astă seară. Am făcut salata cu roșii de grădină de la străbunica noastră și vreau să vă spun că sunt atât de bune. Abia aștept să mănânc această salată. Iar pentru copilaș am făcut aici o pizza, am băgat-o la cuptor și am vrut să-i răsfăț așa pentru duminică seara. Mâine începe o nouă săptămână, începe școala și vreau să-i răsfăț astă seara, așa că le-am făcut o pizza, le-am pus aici ketchup și asta vom mânca noi astă seară la cină. N-am filmat foarte multe lucruri astăzi pentru că n-am făcut ceva neapărat interesant. Am stat, ne-am jucat, mi-am udat astăzi toți copacii din spate. Am avut așa o zi liniștită, așa că n-am filmat foarte multe chestii. O să închei aici și acest videoclip. Sper din suflet să apuc astăzi seară să-l editez, să-l postez mâine dimineață, adică luni, dar să văd cum reușesc eu astăzi seară. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă pup tare și o să ne auzim cu drag pe data viitoare. Pupici mulți, pa, pa!